La 3 zile de la interceptarea unui container cu îmbrăcăminte contrafăcută, oamenii legii au descoperit un nou caz de contrabandă. În urma acestui control au fost descoperite 6.900 de broșe, bunuri susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare pe piață, dacă ar fi fost originale, de 69.000 de lei. Transportul ar fi trebuit să ajungă în capitală, la o societate administrată de un chinez. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru trafic cu mărfuri contrafăcute. China este principalul furnizor de produse contrafăcute pentru piața românească. La noi, la garda de coastă, îți dau un exemplu, undeva la cam 60-70% din produsele care vin sunt reprezentate de containere din China.